Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint noul mini Countryman John Cooper Works All 4. Am cea mai puternică versiune, 2 litri benzină, pur benzină, 4 cilindri în linie, 300 de cai putere. Mini Countryman 2024, modelul nou, vine cu foarte multe schimbări și din punctul meu de vedere este un update destul de mare față de alte modele de mașini. Pe lângă faptul că vine cu foarte multe tehnologie, funcții de siguranță, designul exterior și interior s-a schimbat foarte mult. Mașina este mai mare, este mai spațioasă, este mai lungă, este mai înaltă, este mai lată. Plus că arată foarte, foarte bine, cel puțin în versiunea asta John Cooper Works arată genial din punctul meu de vedere. Să vă spun sincer, până și eu personal am subestimat-o, chiar dacă am văzut mașina, cred că acum un an în urmă, vara trecută în München. Vreau să vă spun că acum, după un an de zile, luând mașina, conducând-o, stând în interior și uitându-mă un pic la materiale, la multimedia, vreau să vă spun că îmi place foarte mult mașina. Chiar dacă are un preț destul de măricel, chiar se simte premium stând în interiorul ei, uitându-te la ea din exterior, dar chiar și funcțiile de siguranță și multimedia, dar și materialele sunt foarte calitative, iar în momentul în care o conduci, simți că mașina este premium, este un fel de BMW diferit, este un sentiment diferit, este ca și cum ai conduce un BMW, dar cu setări diferite, aș putea spune, și cu design diferit. Dar în mare, ai cam aceleași materiale premium pe care le ai și pe un BMW. Despre asta vom vorbi și în clipurile de test drive, pentru că voi avea clipuri separate în care voi conduce mașina. Dacă vreți să vedeți, aruncați o privire și acolo, pentru că vor fi foarte interesante. Vom testa toate modurile de condus, plus că vă voi da mai multe informații despre cum este setată mașina. Înainte să începem să vorbim despre exterior, interior și așa mai departe, vreau să vă dau câteva detalii tehnice despre mașină, după care vom începe. După cum v-am spus, am varianta cea mai puternică, Mini Countryman John Cooper Works All 4. All 4 vine de la 4x4, de la tracțiune integrală. Mașina conduce permanent roțile din față, cu posibilitatea de a conduce roțile din spate la nevoie. Deci din când în când, în funcție de modul de condus, în funcție de șosea, în funcție de tracțiune, ea trimite automat puterea și distribuie puterea între punți, ceea ce este un sistem foarte inteligent și destul de folositor, mai ales în condiții proaste de vreme sau în momentul în care vreți să conduceți mai dinamic. Prețul acestui Mini Countryman John Cooper Works standard este de 52.419 euro. Pe varianta care o am cu mine mai are opțiuni, este aproape full option, opțiuni în valoare de 8.241 de euro, iar prețul final exact cum este ea este de 61.409 euro și încerc să vă prezint toate opțiunile. Vine cu un motor de 2 litri benzină, 4 cilindri în linie, 300 de cai putere, 400 de newton metri, combinat cu o transmisie automată în 7 rapoarte Steptronic. O configurație pe care o găsim și pe alte modele de la BMW noi, de exemplu pe X2, dar despre asta vom vorbi într-un alt clip. Viteza maximă 250 de km pe oră, 0-100 în 5,4 secunde. Când vine vorba de spațiu interior, acest Mini Countryman John Cooper Works are cel mai spațios portbagaj, pentru că pe variantele Mild Hybrid îți ia un pic din portbagaj, deci aici avem undeva la 505 litri, iar dacă lăsăm scaunele jos ajunge la 1530 de litri, volumul rezervorului 54 de litri, unghiul de bracaj 11,8 metri, greutatea mașinii 1660 de kilograme, coeficientul aerodinamic 0,26, consumul 8 litri estimat, vom testa asta în clipurile de test drive, așa că aruncați o privire și acolo, iar emisiile undeva la 181 de grame. Când vine vorba de suspensii, vine standard cu suspensie adaptivă, dar aici câteva lucruri de precizat. Nu este o suspensie adaptivă cu care noi suntem obișnuiți. În momentul în care schimbi modurile de condus, se schimbă și ea. Este o suspensie adaptivă pasivă, o suspensie adaptivă care se adaptează singură în funcție de condiții, de șosea, de accelerări și așa mai departe. Oricum, mașina este setată mai mult spre sportivitate. Suspensiile sunt un pic mai rigide, să-ți dea un handling și să-ți dea o stabilitate
mentalitate mult mai bună, o dinamică de condus mult mai sportivă. Bun, haideți să vorbim un pic despre opțiunile extra cu care vine. În primul rând știu că întrebarea asta o voi avea. Ce culoare are mașina? Gri Legend se numește și costă 707 euro. Arată foarte bine. Vine standard și cu jante pe 20 de inci John Cooper Work. Iar când vine vorba de opțiuni, volan încălzit este standard. După care avem linii sport roșii, 251 de euro. Veți vedea afară când ieșim cât de bine arată. John Cooper Work Trim 0. Iar mai jos pachetul XL. Pachetul XL costă 7282 de euro și aici este inclus, de exemplu, pregătire pentru portbagaj spate, frâne John Cooper Work Performance, veți vedea cu roșu, arată foarte bine. Trapă panoramică din sticlă, după cum vedeți, arată genial, vă voi arăta imediat. Plasă de separare în portbagaj, geamuri fumurii spate, scaun activ pentru conducătorul auto, deci este electric ajustabil plus, poți să salvezi pozițiile, vă arăt și asta. Scaune încălzite pentru pasager și șofer, cameră interior, vă arăt imediat mai târziu. Driving Assistant Professional. Asta este ceva ce eu mi-aș lua 100% pentru că la Driving Assist Professional este inclus autopilotul Level 2 care este folosit și la BMW. Cumva ei împart autopilotul și vreau să vă spun că mașina este capabilă să stea între benzi, să accelereze, să frâneze, ba chiar să schimbe benzile singură. Dar despre asta vom vorbi în clipul de test drive. O să și testez asta, deci dacă vreți să vedeți mai multe informații, aruncați o privire acolo. Asistență la parcare. Voi testa asta în acest clip un pic mai târziu, veți vedea cum mașina parchează singură și sistem de navigație mini cu realitate augmentată. Vă arăt imediat cum ajungem acolo. Deci cam astea ar fi cele mai importante informații tehnice. Dacă încă aveți întrebări, mă puteți întreba. Găsiți în descrierea acestui clip și toate detaliile tehnice ale mașinii. Haideți să începem prezentarea exterior, interior, iar la final vom trage o concluzie împreună. Haideți să mergem. O cheie foarte frumoasă și destul de unică. Ce poți face cu cheia? Încuia mașina. Exact aici pe logo-ul Mini este butonul de a încuia mașina, iar pe lateral descuiat plus deschis portbagaj automat, pentru că vine cu portbagaj electric. Trebuie să ținem mâna pe buton până se deschide și în momentul în care vrei să-l închizi, aceeași poveste, trebuie să ții degetul pe buton până în momentul în care portbagajul se închide, dar ca și calitate foarte ok. Mașina vine cu keyless entrance, îmi place foarte mult că vine cu aceleași mânere, să spun așa, ca și la BMW, noile BMW-uri, nu chiar toate. Vine integrată în ușe, ceea ce îmbunătățește aerodinamica, dar și designul mașinii arată mult mai frumos. Aici vedeți trei linii, dacă punem degetul aici încuiem mașina, vine și cu oglinzi rabatabile electric, iar în momentul când vii aproape și ai pus mâna în zona asta, este un senzor acolo care descuie direct ușa. Un sistem keyless entrance destul de calitativ. Acum, înainte să vorbim despre exterior, haideți să vă arăt cât de frumos se pornește motorul. Chiar dacă Porsche pe ultimele modele a scos această cheie, simulator de cheie, vedeți că Mini încă l-a păstrat. Și așa se pornește motorul, porniți de această cheiță falsă. Să vă spun sincer, până la acest model nu prea am fost mare fan Mini sau Mini Countryman, dar vreau să vă spun că acest Mini Countryman John Cooper Works arată genial de afară. Deci în configurația asta, pe aceste culori, arată într-un mare fel. Este extrem de atractivă, este extrem de sportivă, de agresivă. Acest Countryman este mai mare, mai lung, mai înalt, mai lat decât varianta anterioară și îi dă o prezență mult mai agresivă, mult mai sportivă, mult mai, nu știu, specială, să vă spun sincer. Îmi plac aproape toate liniile. Nu știu dacă aș schimba ceva la mașină, să vă spun sincer, mi se pare genială. Jantele pe 20 arată perfect, se mulează perfect cu culoarea, combinația de culori este genială din punctul meu de vedere, acel roșu în partea superioară a mașinii cu negru lucios, piano black și cu acest gri, arată superb pe mașină. Plus că dacă te uiți din lateral, vedeți partea din spate, arată ca un fel de touring, așa, nu știu cum să zic, un pic pătrățos, îi dă așa o tentă de, nu găsesc cuvintele, plus că ia uitați-vă la bara din spate cu patru guri de evacuare, cât de bine arată, ia să vedem dacă arată genial, stopurile arată bine, LED
pe față, farurile LED, o să vă arăt imediat. Deci, din punct de vedere al designului, cred că este cea mai frumoasă mașină mini, din punctul meu de vedere, pe care au făcut-o ei vreodată. Deci, mie unul îmi place extrem de mult ca și design. Pe plafon avem aceste bări extra, în negru lucios, piano black, plafonul panoramic. În partea din centru avem antena, care este aceeași antenă pe care BMW o folosește pe unele modele. Modernă, designul este destul de unic, eleronul este destul de extins aici, ajutând aerodinamica, dar făcând și mașina să arate mult mai sportiv și mult mai bine, piano black pe lateral, foarte interesant designul și foarte unic. În centru, foarte bine integrată și lumina de la frână, geamuri fumurii, un mic ștergător pe spate, geamuri fumurii și pe față și foarte bine integrată toată zona. Mi se pare că se mulează totul împreună foarte, foarte frumos. Iar pe lateral, în zona asta, vedeți cum avem această zonă în roșu, iar John Cooper Works Plus All 4 este într-un design, sau este scris așa, tridimensional, pentru că toate aceste litere și designul iese în exterior și arată foarte, foarte bine. Totul pare extrem, extrem de premium, bine lucrat. Oriunde te-ai uita, la fiecare margine, la fiecare cauciuc pe aceste margini, totul este lucrat extrem de bine, până și bara asta în negru lucios, exact, exact pe linie. Ca și calitate, vă spun, nu numai în interior, dar și în exterior, mașina este super premium. Uitați-vă până și la cauciucurile care ies în zona asta, cât de bine sunt făcute și lucrate pentru a îmbunătăți aerodinamica, pentru a îmbunătăți foarte multe lucruri și insonorizarea în interior în momentul în care mergeți pe autostradă. Deci o mașină făcută ca la carte, din punctul meu de vedere. Piano black aici, piano black aici, negru aici în zona asta, piano black, foarte, foarte bine. Per total, mașina arată genial. Din punctul meu de vedere, arată foarte bine. Oglinzile rotunde, în același design ca pe variantele precedente. În colț stânga avem unghiul mort, lumina de unghi mort. Cred că cel mai mic semnalizator este aici. Deci n-am văzut un semnalizator mai mic. Este LED, dar este foarte mic aici pe oglindă. Aici avem camera de 360 de grade. Vă voi arăta imediat când intrăm în interior. Iar oglinda este în același design rotund. Este destul de drăguță. În partea din față, vedeți, parbrizul este rotund. Ați văzut în avioane sau în elicoptere când intrați, geamul este destul de rotunjit, așa? Exact același lucru este și pe Mini Countryman și în momentul în care intri în interior o să vă arăt. Se vede foarte interesant, îmi place chestia asta, îmi place că au păstrat-o. Pe centru aici sunt câțiva senzori pentru lumină și ploaie, iar mai sus avem camere pentru a citi semnele de circulație și pentru toate sistemele de siguranță de la autopilot. Vă voi explica despre asta. Mai sus un pic avem scris Mini, ba mai mult, zona asta aici este încălzită, iar în momentul în care este iarnă și gheață, ea se decivrează foarte, foarte rapid, sau dacă conduceți pe drumuri foarte înghețate. Foarte inteligent sistemul. Chiar și partea frontal arată destul de bine, destul de agresivă, destul de masivă, așa. Uitați, aceste inserții roșii sunt cumva opționale, să spun, pe această versiune și arată super bine. Sunt ceva stickere, iar în centru, ce nu este sticker, este capota, care are un design foarte interesant. Este ieșit un pic în exterior, în partea centrală, și asta o face mult mai sportivă, agresivă. Iar pe centru tot așa, un fel de, să zic așa, simularea unor guri, prize de aer în zona asta, dar foarte, foarte, foarte bine integrate. Nu știu dacă vedeți foarte bine din cauza reflecției soarelui, dar arată foarte sportiv și foarte frumos. Badge-ul Mini. Aici în mijloc, în zona asta, exact în zona asta, avem radarul care lucrează împreună cu camerele de pe parbriz pentru frână de urgență, adaptive cruise control și toate funcțiile de siguranță, mai ales că pe această mașină vine cu pilot level 2, la fel ca și pe ultimele BMW-uri, un sistem foarte bun pe care îl vom testa în clipurile de test drive. Îmi place extrem de mult grila cum este desenată, este în același design cumva badge ca și John Cooper Works, tot așa pe partea dreaptă, John Cooper Works, badge în partea asta aici. Mai jos pe centru avem camera pentru 360 de grade, vă voi arăta asta un pic mai târziu când intrăm în interior. Iar în partea de jos avem
intrări foarte mari de aer, după care vine radiatorul să răcească diferite funcții. Nu avem acele clapăre de plastic care se închid și se deschid, să zic așa, răcire activă. Este o răcire simplă, nu există acele clapăruri. În partea laterală avem tot așa un pic de roșu în zona asta, adaugă un pic de sportivitate ca și design, iar aici avem prize de aer, aerul va intra în zona asta și va ieși exact, dacă vedeți, cumva pe mijloc, în zona de mijloc, să răcească diferite elemente acolo, oricum este făcut pentru aerodinamică, dar poate și să răcească discurile de frână, de exemplu. Oricum, per total arată extrem de bine și partea frontală a mașinii, destul de agresivă, mult mai bine ca pe versiunea anterioară și arată oricum mult mai frumos decât pe celelalte versiuni, decât John Cooper Works. Vedeți semnalizarea în zona asta, ce îmi place foarte mult că sunt 3 variante de a customiza luminile și grafica luminilor. În momentul în care încui și descui mașina, mașina vine cu câteva grafice foarte frumoase în spate și în față. Le poți customiza, o să vă arăt chestia asta când intrăm în interiorul mașinii. Lumini LED, mi se pare că nu sunt Matrix, sunt lumini LED, dar sunt adaptive, scris mini în partea de jos, foarte, foarte, foarte ok. Haideți să vă arăt și din față cum se văd din zona asta. Uitați să vă spun, 6 senzori pe față de parcare și pentru sistemele de siguranță. Îmi place foarte mult că ei au păstrat și au adăugat aceste bandouri de protecție de plastic în jurul mașinii și sunt la același nivel ca mașina, ceea ce înseamnă că se mulează mult mai bine cu designul mașinii, sunt mai nevizibile așa, dacă aș putea să mă exprim. 20 de inci jantele de la John Cooper Works cu același logo în mijloc, arată superb și vedeți că sunt cam același design, încearcă cumva ca să adauge cam peste tot designul ăsta de la Stag, să zic așa, și asta le iese destul de bine, arată destul de frumos. Ce am fost eu impresionat să văd este că discurile de frână sunt ventilate pe față, dar sunt și perforate, ceea ce îi adaugă la performanță și nu numai, dar și ca design le adaugă un extra de premium. Etrieri în roșu, John Cooper Works scris pe ei, 4 pistoane pe față, superbe și ele, iar pe spate etrierii sunt tot vopsiți în roșu și avem discuri ventilate și pe spate, iar în partea de jos, la praguri, avem tot așa un prag extins, sportiv, superb, iar pe spate tot aceeași protecții în jurul roților. Să vă spun sincer, per total mă uit la mașină și mă gândesc că toate elementele astea sunt atât de bine făcute și atât de bine integrate, atât de bine gândite, încât veți vedea. Dacă vedeți mașina și mergeți cu ea, o să vedeți că își merită banii, sincer. Tot aici avem stopurile, care și ele sunt 100% LED, semnalizarea este undeva pe mijloc, nu știu dacă vedeți acum pentru că este foarte mult soare și tot așa se customizează în 3 moduri. Vă voi arăta când intrăm în interior, arată foarte bine, perfect, să zic, se mulează perfect cu designul mașinii. Badge-ul Mini în centru, Countryman scris cu negru lucios, iar aici pe partea dreaptă avem John Cooper Works, logo-ul. La numere avem camera de reverse, plus că la numere avem lumină LED, ceea ce este foarte bine, iar lumina de ceață este exact pe centru în zona asta. 4 guri de evacuare reale,
arată superb pe această bară pe spate, bara foarte agresivă, 6 senzori pe spate. Haideți să vă arăt cum se aude, pentru că probabil mulți dintre voi mă vor întreba sau vă întrebați cum se aud în momentul în care o pui în modul sport și încerc să accelerez puțin. Deci, cam așa se aude. Bineînțeles că cu noile reguli de la UE nu se aude cum ar trebui să se audă, pentru că au diferite filtre și diferite tehnologii de a opri emisiile, să zic așa. Dar eu zic că se aude destul de bine, iar în momentul în care ești în mașină, se aud și în boxe. Deci are un sistem, simulează cumva gurile de evacuare și sonorul și îți dă o senzație foarte plăcută în momentul în care conduci. O să vedeți când facem test drive-ul exact. Ascultați în momentul în care mașina rulează cât de frumos se aud. În fine, pe partea dreaptă avem rezervorul, 54 de litri, ușița de rezervor foarte calitativă. Ce vreau să vă mai arăt este la mânere, care și ele sunt de foarte bună calitate. În momentul în care închideți ușa, vedeți, sonorul, calitatea este excelentă. La fel, este identic ca la orice nou BMW. Aceeași calitate incredibilă. Deci foarte, foarte calitative. Îmi place foarte mult că au pus multe cauciucuri în zonele astea aici, aici și chiar și în partea asta. Dacă deschidem ușa asta, ia uitați-vă, partea de sus, în partea de jos, deci toate elementele astea. Și atenția asta la detaliu face o mașină să fie premium. Vă arăt sub capotă, de două ori se deschide, la fel ca la BMW, ceea ce este foarte bine și foarte, foarte simplu. Asta îmi place foarte mult, că nu mai trebuie să cauți nicio manetă să deschizi capota. Bineînțeles, automată și foarte ușor să se deschidă. Cam așa arată motorul, de 2 litri, 4 cilindri, 300 de cai, mini. Aici avem și lichidul de parbriz, filtru de aer. Cam asta este. Îmi place foarte mult că și capota este destul de ușoară, am observat. Se închide ușor și aici calitatea super, super bună. Ia uitați-vă cât de frumos arată chestia asta. Ce îmi place zona asta aici, vedeți? Super unică și până și extensia asta a eleronului pe lateral arată genial. De aici este un buton, de aici se deschide foarte ușor, automat. Iar ăsta e portbagajul. Am scos eu protecția aia de portbagaj cu care vine, să vedeți un pic mai bine. Este o intrare pătrățoasă, ceea ce te ajută să adaugi obiecte foarte mari. Și ce îmi place la mașina asta, o să vedeți acum, este extrem de practică. Are cel mai mare portbagaj dintre versiunile ei, pentru că nu este mild hybrid. Celelalte mild hybrid îți mai au un pic din portbagaj de jos, dar asta are 505 litri. Deci un portbagaj foarte mare, un portbagaj în care poți adăuga foarte multe obiecte și poți căra foarte multe obiecte fără probleme. Ceea ce îmi place, ai un pic de plastic la intrare, nu este plată 100%, dar ai undeva la, să zic, 5 cm adâncime, ai cârlige în fiecare colț, ai ceva spațiu în stânga, partea dreaptă ai ceva spațiu, ai un port de 12V, ai un LED, ai un buton de unde poți scoate afară cârligul. Ia uitați-vă, și e 100% automat și chiar funcționează repede, cred că e unul dintre cele mai rapide cârlige. Ia uitați-vă cât de repede intră. Deci mai rapid ca la mașini de peste 100.000 de euro. Foarte tare, bravo. Deci îmi place chestia asta. În afară de asta, câteva cârlige în partea de sus, cârlige în față, iar calitatea este super, super ok. Ce mi-aș fi dorit să fie aici în portbagaj și nu are, este faptul că aș vrea să pot să las scaunele jos de aici, de undeva. Nu, va trebui să merg pe lateral pentru a le lăsa, dar îmi place faptul că poți să lași partea din mijloc, să cari obiecte lungi, schiuri și așa mai departe și să ai doi pasageri. Asta este super, super folositoare și haideți să vă arăt cum se lasă jos. Aici e un pic enervant în momentul în care filmez, că am nevoie de mai multe mâini. Trebuie să tragi de aici și în același timp să-l lași jos. Ia, stați așa și lași jos și gata. Și uitați, cam așa arată, poți să cari obiecte, în același timp ai doi pasageri. Iar din partea din spate,
cam așa arată. Este destul de mare, deci super practică. V-am spus, practicalitatea este genială. Plus că ce mai îmi place la mașină este că scaunele le poți da și în față de aici. Deci tragi de asta și le împingi în față. Ia, haide să vă arăt. Deci, fiți atenți. Și le dai în față, ba mai mult, de aici, de la ăsta, ia uite-te, îl pui drept. Deci poți să-l pui drept, poți să-l pui mai pe spate, poți să-l pui super pe spate. Și uitați-vă diferența acolo. Ăla e cel mai mult pe spate. Și uitați-vă aici cât de în față e ăsta. Și în momentul ăsta ai mult mai mult spațiu în portbagaj. De exemplu, dacă vrei să cari obiecte mai lungi, ia uitați-vă cât câștigi. Câștigi la aproape 20 cm acolo. Foarte practic, foarte practic. Deci mașina numai că este super calitativă, dar e și practică. Pe mine, nu știu, practicalitatea contează foarte mult la mine. Ia stai să le las pe toate jos. Vreau să-l las tot jos. Complet, să vă arăt cum arată cu scaunele lăsate jos. Am uitat să ajustez și scaunul din față, dar o să-l ajustez după aia, după ce vedem portbagajul. Tot așa de aici, super simplu, tragi de el și se lasă jos. Ia fiți atenți din zona asta. Foarte mult spațiu în portbagaj, intrare pătrată. Și uitați cât spațiu ai, foarte mult spațiu. Deci poți adăuga obiecte lungi fără probleme. Calitatea în spate aici este foarte bună. Poți căra obiecte de mobilier, frigidere, orice cari, e foarte bun. Chiar și la picioare mai rămâne destul de mult spațiu să cari diferite obiecte. Chiar dacă tunelul de transmisie este destul de măricel, eu zic că ai rămas destul de mult spațiu. Și hai să mă duc în spate să vă arăt de aici cum se vede. Cam așa arată și intrarea. Iar în momentul în care intri, uitați-vă cât de mare e. Și puteți vedea și geamul panoramic, care este opțional. Superb arată. Și practicalitate de nota 10, zic eu. Foarte ok. Înainte să intrăm în interior, vorbim un pic despre ușe și despre design. Din punctul meu de vedere, foarte frumos, unic designul, dar și calitatea este destul de bună. În partea de sus, chiar dacă designul este făcut dintr-un material textil, vreau să vă spun că este un material textil de foarte bună calitate. Probabil unul dintre cele mai calitative materiale textile pe care le-am văzut pe o mașină. Aici avem maneta, mânerul de a deschide ușa, foarte calitativă, într-o culoare aurie. Aici avem butonul, lăsăm geamurile jos, cam până aici se lasă, deci nu se lasă 100% jos, dar sunt ok. Iar aici avem material moale, un moale mai tare, un cauciuc mai tare, așa, dar foarte util. Spațiul de depozitare, am fost uimit să văd cât de mare este spațiul de depozitare în uși, în spate aici. Iar aici avem boxa, intrarea destul de mare în mașină. Iar odată ce intrăm, vă arăt încă o dată geamul panoramic. Superb arată. Iar acum vedeți cât loc este aici și vedeți și scaunele. Ei nu mai folosesc piele. Este o piele artificială, LED-RET, în combinație cu material textil, foarte, foarte calitative, suporturi laterale, cusături roșii cu gri, foarte, foarte calitative, Isofix, poți instala două scaune de copii în spate și un scaun de copil în față, ceea ce este super, super util. Ca și design, ca și calitate, mie îmi plac destul de mult scaunele. Pe centru ai și o cotieră cu două suporturi de pahare, în spatele scaunelor din față ai un pic de plastic în partea de sus pentru că sunt scaune sportive. Iar în partea de jos, ce îmi place foarte mult că n-am mai pus plastic în zona asta, este același piele de bună calitate, iar aici avem ceva suport. Hai să intru în interior. Am ajustat scaunul în poziția mea de condus și am și uitat să schimb modul de condus. Ia stați așa, să-l pun eficient pentru că motorul sună mai agresiv. Dacă pun în mod eficient, este mult mai liniștit și mai silențios în momentul ăsta. Scaunul ajustat în poziția mea de condus și uitați-vă cât spațiu am, 1,73 m, spațiu mai mult decât suficient aici. Pot să întind și picioarele aproape maxim sub scaunul din față, spațiu la cap 5 degete, să zic, da, 5 degete și un pic. Din punctul meu de vedere este super confortabil și îmi place foarte mult că se lasă mai mult pe spate. Normal poți să-l dai mai în față, cam așa, sau poți să-l pui mai în spate, sau poți să-l pui în spate de tot. Deci cam 3 poziții aici, dar foarte calitativ. Vizibilitatea afară este ok, nu perfectă, dar super ok. Dar îmi place foarte mult că este confortabil. În partea de sus, un cârlig LED în zona asta. Plafonul,
de foarte bună calitate. Iar de aici ai o vizibilitate foarte, foarte frumoasă pe geamul panoramic. În centru ai două porturi USB, guri de ventilație destul de frumoase, de aici se închid și se deschid. Iar aici ai ceva spațiu de depozitare unde îți poți pune diferite obiecte. Mergând pe centru, este un pic mai sus, un pic mai tare, dar destul de confortabil. Ce nu este super confortabil este în spate, este un pic cam tare. Dar ca spațiu am 4 degete jumătate, pot să întind mâna complet, complet, zic eu, drumuri scurte, medii, stau aici fără probleme. Deci, per total, destul de spațioasă, destul de ok mașina. Ce îmi place foarte mult pe centru este că ai o vizibilitate foarte bună pe geamul panoramic, dar ai și o vizibilitate foarte bună în față și uitați-vă la bord. Ce îmi place foarte mult la acest bord este că este simplu, dar în același timp unic și destul de complex, are foarte multe lucruri interesante, cum ar fi acest nou ecran multimedia rotund pe care nu-l vezi pe alte mașini, o să vorbim despre el imediat, dar faptul că este simplu îți dă așa o, nu știu, îmi place foarte, foarte mult și designul e genial. Plus că volanul, faptul că este mai mic, vom vorbi despre el mai bine. Haideți în față să vorbim despre asta. În partea din față cam același design, aceleași materiale, doar că de data asta, în partea asta de aici, avem un material mult mai moale, deci tot cauciuc, dar mult mai moale, e mult mai plăcut să ai mâna în zona asta. Dar în partea de sus, același material textil, același mâner de a deschide ușa. Mai sus îmi place foarte mult această mică boxă, Harman Kardon speaker, nu știu dacă am uitat să vă spun, sistemul audio Harman Kardon, foarte bună calitatea, foarte, foarte clar și un sistem extrem de bun. Uitați cât de frumoasă este această boxă. Mai este o boxă în zona asta aici, lumina ambientală în partea din față în zona asta, dar și pe bord aici și acolo. O să încerc să introduc un clip să vedeți lumina ambientală cum arată. O să am un clip separat noaptea, dar pe canalul de engleză, așa că aruncați o privire acolo. În partea asta două butoane să încuiem, să descuiem mașina. Aici avem butoanele pentru geamuri, blocat geamurile și ajustat oglinzile electric. În partea de jos un buton de a deschide portbagajul, iar aici ceva spațiu de depozitare destul de mare. Intrarea mașină în partea din față foarte mare, tot așa, și destul de pătrățoasă, aș putea spune. O ajută și forma mașinii. Odată ce intrăm aici, veți vedea scaunele John Cooper Works, care arată bestial din punctul meu de vedere. Aceeași configurare, aceeași piele artificială, doar că aici avem cusăturile și suporturile laterale un pic mai pronunțate, mai mari. Pe lateral aici suport lateral mare, dar designul este plăcut. În partea de sus ceva material textil aici, material textil, dar sunt foarte, foarte folositoare în momentul în care conduci dinamic, mai sportiv, pentru că te țin în brațe foarte bine. Sunt scaune care vin încălzite și au și funcție de masaj. Plus că de aici de jos se ajustează scaunele, ai două poziții să le salvezi, sunt scaunele electrice. Îmi plac extrem de mult pedalele de aluminiu, forma lor, dar și calitatea lor este foarte ok. De aici în sus v-am spus material textil pe bord. Îmi place foarte mult cum au integrat gurile de ventilație, sunt integrate foarte frumos și sunt super calitative. Deci îmi plac foarte, foarte mult. Vizibilitatea, odată ajuns în scaunul șoferului, este foarte bună, deci geamul este un pic pătrățos, vizibilitate excelentă și în oglinzi. Iar în jurul mașinii, pe geam, chiar și în spate, nu prea ai niciun unghi mort, vizibilitatea este foarte bună. Ce vreau să vă arăt, ia fiți atenți, în oglinda din mijloc, vizibilitatea este tot așa excelentă, din cauza formei mașinii, dar v-am spus la începutul clipului că parbrizul e cumva rotunjit, ca la un elicopter, ca la un avion, ceea ce și-a păstrat forma asta unică și ai sentimentul ăla unic când intri într-un mini, ca și cum ai fi într-un mini avion, așa. Îmi place foarte mult cum au păstrat designul ăsta. Per total, excelent, ca și confort, ca și calitate, în momentul în care stai în scaunul șoferului, este perfect. Acum, prima fază, ai tendința să spui de ce head-up display-ul ăsta pe un
plastic, dar după ce mergi cu mașina, am avut și o tendință asta, după ce mergi cu mașina, după ce vezi ecranul din interior de acolo, după ce vezi cum se customizează și cât de bine se integrează, o să-ți dai seama că este super ok și chiar este destul de util. Poți să adaugi și multe shortcut-uri, scurtături, de exemplu de aici de pe buton, din ecran poți să adaugi scurtături, iar în momentul în care ai adăugat scurtături, ai apăsat pe asta și poți intra în diferite opțiuni și setări direct de aici, din head-up display. Deci nu va mai trebui să intri în meniu. Este un head-up display folositor, per total. Volanul este la fel de gros ca pe un BMW, cam același sentiment, este un pic mai tare decât la BMW, dar la fel de gros, dar este mai mic ca dimensiune, ceea ce îl face atât de plăcut să o conduci, ți se pare că e atât de ușor și plăcut și îți dă așa un grip excelent. Deci senzația e unică, e greu de exprimat în cuvinte cât de mișto se simte în momentul în care o conduci. John Cooper Works, scris aici în zona asta, destul de unic, destul de interesant. Partea stângă, vedeți, aceleași butoane ca la BMW, de aici se setează sistemul de autopilot. Aici avem și un LED mic, vă voi arăta mai multe când mergem la test drive pe autostradă în clipul de test drive, iar pe partea dreaptă câteva butoane de unde se setează diferite setări, cum ar fi volumul, cum ar fi telefonul, media și așa mai departe. În spate avem două clapperuri, pedaluri de plastic, vedeți plus și minus, de aici puteți schimba vitezele manual, dar mai mult decât atât, vedeți pe ăsta scrie boost. În momentul în care țineți apăsat 2-3 secunde, dar va trebui să mergem în drive. Hai să intru în drive, să vă arăt imediat. În momentul în care îl țineți 2-3 secunde, vedeți, aveți 10 secunde de putere maximă și motorul deja s-a activat cumva și îl puteți auzi un pic mai agresiv. O să testăm asta și în clipul de test drive, va fi foarte interesant. Hai să o pun înapoi în parc. Volanul se ajustează manual, sus, jos, stânga, dreapta, foarte ușor, cam așa. Și de aici de jos se și închide. În spatele volanului, în zona asta, există un radar care îți citește fața, ochii, să vadă dacă ești obosit, pentru sistemele de siguranță. Ceva de menționat, foarte frumos integrate toate gurile de ventilație. În partea de sus o box acolo, guri de ventilație și în zona asta aici. În partea de sus avem un microfon, un mâner, aceleași microfoane pe care BMW le folosește, oglinda cu un LED în zona asta. În partea de sus vine cu o cameră pentru a putea înregistra ce se întâmplă în interiorul mașinii și puteți vedea pe acea cameră în ecran microfoane, aici se deschide și, ia fiți atenți, puteți deschide și plafonul panoramic. Se deschide destul de mult până în zona asta aici, deci este foarte util, mai ales vara, pe lângă faptul că intră foarte multă lumină în mașină și ai un ambiental mult mai plăcut, este și destul de util. Iar de aici se închide, poți să închizi și plafonul 100% din spate de acolo, dacă vrei întuneric, nu vrei soare în interior, îl poți închide super simplu de aici și ăsta îl închizi complet. Foarte, foarte folositor, plus că ai butoane de SOS, plus un LED în zona asta aici. Această cotieră foarte moale, vedeți, un cauciuc foarte moale, se ajustează foarte, foarte bine. Ce îmi place foarte mult la ea, că se ajustează foarte mult. Nu multe mașini pot să ajusteze atât de mult cotiera, se duce destul de mult în față, deci este foarte, foarte utilă. Tot aici mai ai încă două porturi USB-C, plus un port de 12V, plus ceva spațiu de depozitare, plus în centru mai ai această mini casetă, box, nu știu cum se numește. În momentul în care o deschizi, mai ai ceva spațiu de depozitare. Foarte calitative și foarte utile, deci spațiul de depozitare este extrem de util, două suporturi de pahare, ai un spațiu de telefon în zona asta, nu este wireless jos acolo, dar ai un spațiu mare unde îți poți lăsa diferite obiecte, mai sus ai un spațiu de unde îți poți încărca telefonul wireless în zona asta, ceea ce este super util, iar mai sus ai zona asta superbă și unică, de aici pornești motorul, vedeți start-stop, scrie pe lateral, nu știu dacă pe ambele părți, da, pe ambele părți se arată, aici ai volumul. Aici ai modurile și experiențele se numesc, modurile de a conduce, de la eficient la, haide să vă arăt, primul este trail, în momentul în care îl schimbi, îți arată un ecran foarte diferit, foarte interesant. Ia uitați-vă, vedeți ce grafică interesantă, după care este balans. În momentul în care dai drumul la acesta balans, nu numai că îmi închide și plafonul, dar îți dă drumul și la,
și la masaj în scaune. Deci în momentul în care schimbi toate modurile astea de condus, vine și cu alte lumină ambientală și așa mai departe. Și în momentul în care schimbi modurile, vedeți o lumină ambientală proiectată pe bord care arată excelent. Bun, hai să mergem mai sus. Personal, la personal aici poți să-l personalizezi cumva. Modul. Poți să-ți alegi o poză. La timeless arată așa un pic mai vechi, un mod mai clasic așa. Ia uitați-vă ce drăguț. După care avem modul vivid, un fel de roșu. Foarte interesant și grafica se schimbă. Și vedeți, de fiecare dată când schimbați, se schimbă și grafica pe head-up display. De fapt, culorile, nu grafica. După care avem eficient, dacă nu mă înșel, da, green se numește. Dar green este, deci fiți atenți, sunt câteva moduri de a conduce. În momentul în care ești pe modul eficient, e ca și cum ai fi în modul eco. Mașina răspunde, accelerația, transmisia și motorul răspunde mult mai lent, așa, îți dă mai puțină putere. Restul, în afară de eficient și go-kart, deci eficient e eco. Restul, care vi l-am arătat până acum, sunt ca și cum ar fi în modul confort. Și core, și timeless, și toate dinainte, e ca și cum ar fi în modul confort. Doar în momentul în care te duci în modul go-kart, vedeți, go-kart, acum, e modul sport. Deci go-kart e modul sport și se aude mult mai agresiv, așa, vedeți, se aude și motorul mai agresiv. Ia auziți. Și în boxe se aud acele popsuri, da? Sunt fake, dar mașina e mult mai răspunzătoare. Și modul eficient e modul eco. Restul e modul confort. Sper că ați înțeles ideea. Hai să mergem înapoi în modul eficient, green de fapt, am uitat, green, nu eficient. Bun, următorul e de aici motorul, iar de aici pui mașina în drive S reverse. Iar acest buton pune mașina în parcare și activează și frâna electronică, tot de aici. Dacă mergi în modul drive, ai și modul S, să pui cutia în modul sportiv. Și când mergi în reverse, poți să vezi și camerele. Apropo de camere, ia haide să vă arăt camerele. Aici jos avem câteva butoane. Aici sunt butoanele pentru sistemul de climatizare, pentru a degivra. Aici avem butonul pentru camere 360 de grade și odată ajungi și aici, fiți atenți. Avem, pentru că mașina vine cu 360 de grade, avem foarte multe opțiuni de a vedea ce se întâmplă în jurul mașinii. Pe lângă asta avem și parcare asistată pe care o voi testa în clipurile de test drive, sau așa că aruncați o privire și acolo să le vedeți cum funcționează. Deci aici la parcare asistată veți vedea cum mașina parchează singură, avem și modul panoramic. Vreau să vă spun că rezoluția camerelor este excelent de bună și avem și modul 3D, la fel ca la BMW. Puteți vedea ce se întâmplă în jurul mașinii în timp real. O grafică foarte bună, sincer, una dintre cele mai bune grafici, foarte, foarte clară. Și avem și modul de spălătorie, să puteți parca mașina în interior, foarte, foarte folositoare. După care mai avem un buton aici care te duce în cele mai importante setări ale mașinii. Deci ajungi în cele mai importante setări. Acestea ar fi Driving Assistance System, sistemele de condus, de unde se pot seta diferite setări. Reactivate Next Start. Ia stați așa. Gata, am intrat aici. Safety and Warning. În momentul în care intri la setările de siguranță, ai toate sistemele de siguranță și îmi place foarte mult că ai și grafice pentru cei ce nu înțeleg ce înseamnă fiecare sistem de siguranță. Ai grafica și ți arată foarte clar. De exemplu, frână de urgență, în momentul în care ieși din benzi, te avertizează. Lane changing, în momentul în care vrei să schimbi banda, te avertizează. Te avertizează să nu cumva să te lovești pe lateral. Road priority warning, îți arată și când sunt semne, de exemplu nu vezi un semn, te avertizează. Și așa mai departe, foarte multe sisteme de siguranță pe care le poți activa și dezactiva de aici. După aia, dacă mergi la condus, la driving, aici mai ai alte sisteme de siguranță, cum ar fi în momentul în care depășești viteza, să te alerteze. Ai foarte multe sisteme, de exemplu, stop at traffic light. De exemplu, te avertizează în momentul în care este un roșu la semafor, de exemplu. Mai avem și actively follow the route, să te cumva să meargă pe ruta care ai stabilit-o în navigație activ, cumva mașina
are tendința să facă chestia asta. Distance control, să ții distanța față de mașina din față. Iar aici jos, ia stai să vă arăt, fiți atenți. Mașina poate să schimbe benzile, lane changing assist. Mașina poate să schimbe benzile singură și vom testa asta în clipul de test drive, așa că aruncați o privire și acolo. Assistant view și așa mai departe și notificări. Iar la parcare mai sunt câteva setări foarte importante, setări la parcare, de exemplu sonorul, cum să fie în momentul în care te duci cu spatele, dacă este ceva în spate să te avertizeze sau să frâneze, cât de tare să se audă și așa mai departe. Deci nu vreau să intru în toate astea că ne ia foarte mult timp. Iar al doilea este drivetrain and chassis, cele mai importante. Poți activa și dezactiva acest mini sound să se audă în funcție de modul de condus, ai un sonor așa specific. După care mai sunt câteva setări de auto hold-ul, este aici. Dacă vreți să-l activați, dezactivați și așa mai departe. Îmi place foarte mult, este foarte subțire, este OLED, deci tehnologia nu este exact ca pe celelalte mașini, deci tehnologia ecranului este OLED, o tehnologie foarte avansată, calitate foarte bună. În momentul în care apăsăm pe viteză, punem degetul aici, puteți schimba între modul, să zicem, mai de să vă arăt, să zicem că mergeți la navigație. Da, și navigația este pornită și să zicem că nu mai vreți să vedeți navigația, vreți să vedeți, să zic, ecranul de bord și cum accelerează mașina, RPM-ul și așa mai departe. E, apăsați pe asta. Și când vreți să mergeți înapoi, tot așa de aici, de la viteză, vă duce înapoi. Foarte tare. În partea stângă rămâne pe ecran permanent aceste informații despre sistemul de climatizare, pe care le activați simplu. Apăsați aici tap și de aici se schimbă temperatura sus-jos. Alegi temperatura foarte simplu. Plus că tot de aici poți porni încălzirea în volan sau încălzirea în scaune. Sunt trei poziții pentru fiecare dintre ele. Pe partea dreaptă aceeași poveste la sistemul de climatizare. Tot jos aici ai câteva informații despre temperatură și timp. Iar dacă dai slide up de aici de jos, poți adăuga câteva shortcut-uri în zona asta. De exemplu, să zicem că vreau să am calls. Deci toate shortcut-urile astea se activează și se adaugă și se șterg. Iar în momentul în care vrei să le... să intri în ele, tot ce trebuie să faci este în momentul în care conduci să apeși pe această steluță de buton salvat, cum ar veni, iar când te duci direct în, te uiți în head-up display, asta să vă arăt, vi le arată toate acolo și de acolo foarte simplu dai sus, jos și cam așa se schimbă. Și în momentul în care ai ales una, vedeți pe ecran, se te duce direct în setarea aia. Foarte, foarte folositoare funcția asta. Vedeți? Și te duce direct la games. În fine, haideți să vorbim despre hartă. Vedeți, în momentul în care țineți apăsat degetul pe săgeată, se transformă în mașină sau în săgeată, cum vreți. Foarte tare, nu? Se pare foarte interesantă chestia asta. Este un fel de, da, Easter eggs, ceva de genul. Ce îmi place foarte mult este faptul că harta este extrem de răspunzătoare. Deci una dintre cele mai răspunzătoare de pe piață. Ia uitați-vă cât de smooth este. Deci n-ai lag, aproape că n-ai lag deloc. N-are deloc lag și chiar oricât de departe te duci, incredibilă. Deci din punctul meu de vedere este genială. Plus că vă arată și traficul și aici este de discutat, pentru că mașina vine standard cu informații despre trafic și conexiune la internet, dar doar pe traseul pe care îl stabilești. De exemplu, dacă alegi traseul, de exemplu, de aici într-un loc, îți arată pe acel traseu, da, traficul, dar nu ți arată și pe alte trasee, de exemplu cum ne arată nouă acum, vedeți, acum în momentul ăsta ți arată traficul în tot Bucureștiul și în toate zonele. Pentru asta trebuie să ții un pachet de abonament de 50 de lei pe lună, în care sunt incluse foarte multe avantaje, de la jocuri până la poți să asculti Spotify online și poți să folosești internetul pentru mai multe lucruri și inclusiv pentru lucrul ăsta. Nu știu exact să vă dau toate detaliile, dar le găsiți pe site-ul BMW, așa că aruncați o privire acolo. În fine, îmi place harta mult de tot, pentru că ai foarte multe informații, până și lucrările la străzi, dar este foarte, foarte răspunzătoare, ceea ce pe mine m-a impresionat foarte mult din prima când am văzut-o. Bun, haideți să mergem înapoi, am terminat cu asta. În partea de jos tot așa ai scurtături, poți să mergi la sistemul de climatizare, de unde poți seta ventilația mai tare, îl poți da pe modul auto, poți alege în ce zonă să se ducă aerul, sus, jos, stânga, dreapta și așa mai departe. O
funcție clasică și simplă, iar de aici poți să te duci în setări, chiar mai, să zic, setările de la încălzirea în scaune și în, și în volan. Haideți să dau asta mai încet un pic, să mergem mai departe. Al doilea este radio și media, deci de aici se pot accesa toate setările acelea, iar de aici, de pe mijloc, ai butonul de home, da, acasă, unde poți seta, poți alege conexiunea telefonului, navigație, FM radio, aici avem voice command-ul de la mini, aici avem temperatura și vremea. Aici avem informații despre consum și putem reseta consumul și așa mai departe. Următorul este, acesta îmi place cel mai mult și îl vom testa în momentul în care facem test drive-ul, pentru că aici putem vedea exact ca la Tesla, se vede în momentul în care conduci și activezi sistemul de autopilot, vezi în jurul mașinii ce se întâmplă, vezi benzile, vezi, ai o grafică foarte frumoasă. Iar următorul ar fi calendarul, da? Care nu este cine știe ce, dar băi, mie îmi place grafica, îmi place cum arată. După care mai apăsăm o dată în centru și intrăm în meniul principal. Acesta este meniul principal, meniul de bază. Trebuie să schimbăm experiența. Dacă te duci în experiența timeless, vedeți că arată altă grafică. Ia să vedeți ce mișto arată. Și este pe o grafică mai deschisă, care mie îmi place mai mult, mai ales când intrăm în meniu. Iar în meniu aici avem foarte multe setări. Deci de la Mini Connect Store până la consola unde poți să joci jocuri, doar că v-am spus, trebuie să vă conectați, conectezi telefonul și poți să te joci jocuri pe mașină, la fel ca la Tesla, mi se pare foarte interesant. Android Auto, Apple CarPlay Wireless, super util. Assistant View este acela pe care l-ați văzut mai devreme și îl vom testa în test drive, sistemul de climatizare. Avem display-ul de unde se pot schimba diferite setări, uși și geamuri, de aici găsești toate setările de la uși și geamuri, le poți seta exact cum vrei, când, cum să se încuie, să se descuie și așa mai departe, nu o să intru în ele că ne ia prea mult timp. Drive record, exact ce v-am spus, este vorba despre camera de sus de aici, pentru că o poți folosi și poți înregistra ce se întâmplă în mașină sau dacă intră cineva, sparge mașina și așa mai departe, poți înregistra ce se întâmplă în interior. Driving setting, vi l-am arătat mai devreme, toate sistemele acelea de siguranță și cu viteză și așa mai departe, se pot activa și dezactiva de aici. Bun. Hai să mergem mai departe. Experiențele, le știți deja, modurile de condus. Lumina exterioară, aici este ceva interesant pe care chiar vreau să vă arăt. De exemplu, la lumina exterioară, pe lângă faptul că poți vedea mașina în jurul ei cum arată, dacă te duci pe lateral aici, ajungi la Driving Light Mode, modul luminilor. Are 3 moduri, v-am spus că am fost în exterior, lumini, cum să arate luminile. Și avem clasic, dar trebuie să opresc motorul. Avem clasic și vedeți cum arată modul clasic. Hai, mă duc înapoi. Modul clasic arată așa, da? Vedeți pe spate, dar și pe față. Hai să dau un pic de zoom. Pe spate și pe față arată simplu. Dacă mergem la favorite, vedeți, este doar partea superioară, iar în spate arată un pic diferit, vedeți, arată chiar diferit lumine, arată altfel. Iar în momentul în care o setăm pe următoarea, unde suntem, haide-mă, deci aici de acolo, exterior light, mergem aici și John Cooper Works, îmi plac foarte mult în față, cel puțin John Cooper Works arată foarte bine în față. Sta prinse doar partea de jos și de sus, iar în spate arată așa. Interesant. Dar mie îmi plac mai mult clasicele pe spate. Flavored, ia uitați-vă, toate 3. Cam așa arată. Classic, Flavored, John Cooper. Și în față la fel. Deci le poți customiza cum vrei tu. Foarte tare chestia asta. Hai să pornesc motorul din nou, că este extrem de cald afară astăzi. Aproape că mori, leșin de cald. Și în mașina este extrem de cald, mai ales când este în soare. Interior camera, stați așa că am greșit, acum mi-am dat seama, fiți atenți, aceasta este interior camera, camera de interior, aceasta este aici, la interior camera și acum te poți vedea în interior și poți și salva ce se întâmplă în interior și așa mai departe, foarte tare chestia asta, dar cealaltă era camera de aici,
poți înregistra afară în momentul în care se întâmplă ceva în jurul mașinii, exact ca la Tesla. Aceasta este camera de interior, camera de aici, aceasta este de aici, se activează și tot așa de aici. Nu știu de ce nu funcționează în momentul ăsta, dar ea ar fi trebuit să funcționeze. În fine, poate că greșesc eu ceva. Înapoi. Da, deci driving record e afară, iar asta este în interior. Deci driving record e afară, iar interior camera este camera de interior, care de obicei funcționează. Este la fel ca la BMW, la ultimele modele. În fine, interior light, la lumina de interior avem lumina de interior plus lumina ambientală, care noaptea arată foarte frumos și lumina este proiectată de undeva de sus în zona asta pe bord aici și în partea stângă și în partea dreaptă și arată foarte, foarte frumos, foarte unic. Nu vei vedea așa ceva și pe alte mașini și asta îmi place. Iar mai departe avem journey data, pe care le-ați văzut deja, consumul și câți kilometri are mașina, media, memoria, conexiunea la telefoane, sistemul de navigație aici, pe care l-ați văzut și voi, dar de fiecare dată arată diferit, pe fiecare grafică ai schimba-o, arată navigația diferit, pe altă culoare. Foarte interesant. Avem și setele de parcare, ați văzut camerele, 360 de grade, aici avem scaunele, v-am spus că scaunele vin și cu funcție de masaj, se activează și se dezactivează de acolo, radio, sistemul, setele sistemului, timp, dată, limba se poate schimba de aici, unitățile se pot schimba foarte simplu de acolo. Iar aici vedem dacă mașina are vreo eroare, ceva, sau când trebuie să faci servisul, presiunea în cauciucuri, vremea, sistemul Wi-Fi și, da, foarte multe setări. Nu vreau să intru în detaliu foarte mult, o să fac un clip separat și o să explic fiecare funcție în parte, pentru că ne ia extrem de mult timp, dar este extrem de complex și vine cu foarte multe funcții extrem, extrem de utile. Oricum, dacă mai aveți întrebări, ia uitați-vă, până și head-up display-ul arată. Ia uitați-vă acum cum arată, foarte, foarte tare. În fine, dacă mai aveți întrebări, vă aștept cu drag. Las oricum toate detaliile tehnice în descriere. Dacă încă aveți întrebări, mă puteți întreba, vă răspund cu drag. Mie mi se pare o mașină extrem de complexă, cu sisteme de securitate, de confort, de siguranță extrem de avansate. Folosește cam ultimele sisteme pe care le folosește și BMW. Deci ce găsiți la ultimele modele de la BMW, găsiți și aici. Inclusiv autopilotul Level 2. Care este genial și îl vom testa în clipurile de test drive. Mi se pare ca și calitatea materialelor, ca și mașină, exterior, interior, felul în care au proiectat-o și au pus atenție în fiecare detaliu, mi se pare excelentă, mai ales că mașina este construită în Germania, în Leipzig. Acolo este fabrica, chiar dacă este un brand englezesc, Mini, este construită în Germania și folosește foarte multe elemente de la BMW, ceea ce eu apreciez și știu că este calitativ, plus că am condus mașina și uitați-vă la test driver, că este fenomenal. Sper că a fost util clipul, sper că ați luat câteva informații utile de aici. Din punctul meu de vedere, dacă căutați o mașină în clasa asta premium, este o clasă premium, prețul este premium, dar și mașina este premium, trebuie neapărat să aruncați o privire și la Mini Countryman, pentru că s-ar putea să vă placă foarte mult. Sper că a fost util clipul, vă mulțumesc că vă uitați la clipurile mele, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share, apreciez foarte mult. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul clip. La revedere!